Vreau să-mi explici puțin, ai fost foarte criticat aseară în studiouri, tu personal, când s-au arătat cele 6 sau 7 minute de prelungiri, ai țipat calm băieți, calm, calm, calm și ai fost criticat de Popescu, de Prunea, de mulți. Ia uite, domne, cum adică calm când ardea casa pe noi? Păi și ce vrei să faci? Am fost pe fază în care au plecat și fundașii central la atac și erau zonă de gol aia. Îți aduce aminte. Toată vine o fază periculoasă. Deci mai sunt 7 minute. Da. Explică-ne puțin, pentru că ți-am zis, ai fost pus la zid. Ia uite-l, domne, le-a zis calm și ardea casa pe noi. Stai puțin, Horia. Salut, Mihai, neața. El a fost pus la zid pentru faptul pentru care a mai fost pus odată. Căci că s-ar băga. Așa cum am scris că atunci. Ce, că dă indicații? Așa cum susțin și acum, asta nu este o indicație. Asta este o reacție de om care a jucat fotbal, cum a jucat Stoichiță toată viața și a fost antrenor, și pe care îl mai spui, hai pe ei, sau, și pe care îl dezavantajează lipsa publicului. Că și atunci când s-a mai întâmplat la nu știu ce meci, tot era în pandemie și era, și era nu public. Era public. Da, deci, dom'le, mai zici, Mihai, eu zic, tu ai dat indicații și aseară? Mamă, ce indicații a dat. Ce indicație am dat? Calm. Aseară? Da, ce indicație ai dat? Să fie calm, să se adune, să fie rațional, să construiască în continuare, să aducă mingea în fața porții, e o indicație? Sau e o stare de spirit, stare psihologică? Pun și o întrebare, la câtă matematică. Păi și atunci de ce ești acuzat? Că, domne, dă, Stoichiță. Critici din partea lui Prurea nu mă interesează. De ce? Cu asta am încheiat tot ce discuții. N-are sens. Eu nu fac o polemică cu domnul Prunea. Prunea este un om care are anumite interese, care probabil că este mânat de anumite lucruri împotriva Federației Române de Fotbal și cu asta basta. Ce să mai ne ascundem? E treaba dumnealui, poate să continue cu atacurile astea, continue împotriva Federației Române de Fotbal, dar depinde cum se acceptează mesajele pe care le trimite el. Da, tu zici că Prunea nu e obiectiv și doar vrea să vă dea la joale. Horia, nu mai dezvolt acest subiect. Am spus foarte clar și foarte conțis ce cred eu despre Prunea. Și cu asta am încheiat orice fel de comentarii asupra acestui domn. Păi, mai bine îi spuneai și lui, calm, calm. Nu? Păi, nu, n-are niciun fel de relevanță ce spune Prunea pentru mine, dragul meu Adrian Ilie, să știi și tu. Și mă cunoști mai bine. Știu situația ta, să zic. Da. Știu, Adrian, știu. Nu e niciun fel de problemă. Da. Nu e niciun fel de problemă. Problema principală este să... Problema e că n-am dat gol, că n-am bătut Belarusul, asta e problema. Așa e, dar problema principală este să restabilim echilibru și duminică să câștigem.